Bună ziua, dragii noștri cititori, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Zilele Sănătății Mentale, o ocazie prilejuită de data de 10 octombrie, Ziua Mondială, Ziua Internațională a Sănătății Mentale. Astăzi este alături de noi Adriana Petrescu, psiholog. Bineînțeles, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, venim și cu o recomandare de carte la toate interviurile pe care le avem cu invitații noștri speciali. Am ales astăzi, din cadrul acestei campanii, cartea stresul: 8 strategii de gestionare de Elizabeth N. Scott, o carte publicată în colecția Psihopractica. Gestionarea stresului nu ar trebui în mod normal să fie stresantă. Există, după cum știm, două tipuri de stres: stresul acut, prilejuit cumva de o situație, de un stresor foarte puternic, de o situație foarte stresantă, sau stresul cronic, epuizarea cronică, în momentul în care lăsăm foarte luc multe lucruri să se, să se adune, iar stresul cronic își lasă amprenta asupra stării noastre și asupra stării noastre de sănătate fizică și asupra stării noastre de sănătate mentală. Uh, și atunci îl resimțim sau îi resimțim cumva efectele. Uh, să alcătuim de la zero, am putea spune, un plan de gestionare a stresului ar putea părea uh, copleșitor. Uh, Adriana Petrescu, ce înseamnă de fapt un adult sănătos din punct de vedere mental? Uh, ce am putea face noi în așa fel încât? Să depășim, cum spuneam puțin mai devreme, și situațiile foarte stresante care pot scoate la iveală anumite, să le spunem, tipare comportamentale în relațiile pe care noi le avem cu cei din jur, și mai ales mă refer la cei din zona de proximitate, persoanele cu care reacționăm în mod frecvent, precum copiii, părinții noștri, partenerul de cuplu colegii de servici cu care până în momentul pandemiei ne întâlneam zi de zi și petreceam 8 ore la muncă. Acum mai puțin, dar le resimțim și lor, bineînțeles, le resimțim lipsa. Cum facem să depășim aceste tipare relaționale disfuncționale sau defectuoase? Mulțumesc mult pentru invitație și mereu cu drag alături de voi, pentru că promovați niște cărți extrem de bune și extrem de folositoare. Urez uh, tuturor celor care se uită la noi multă viață echilibrată mentală și fie ca niciun fel de stresor să nu dezechilibreze rutina aceasta frumoasă pe care trebuie să o avem de zi cu zi. Și ușor intrând în subiect, apropo de stres, să știi că stresul și stresul pozitiv ne afectează foarte tare. Și îți dau un exemplu foarte, foarte simplu, de pildă o ocazie mai specială, o nuntă, o cerere în căsătorie, un botez, apariția unui nou copil. E tot un stres, dar este pozitiv, corpul resimte la fel de, de, de bine, doar că, hai să spunem, parametrii acelor uh, hormoni care, care ne aduc mai mult, mai mult deficit decât beneficiu, adică cortizolul și adrenalina, uh, sunt un pic mai altfel dozați. Vremurile nu uh, aș spune că sunt aprige sau grele pentru noi, le-aș numi vremuri adaptative. Pentru că, vezi tu, un foarte mare stresor este, este mintea noastră. Cum privim anumite lucruri? Noi am, am ajuns să fim, pentru că sunt vremurile acestea, mo acestea moderne, am început să punem asupra noastră și un stres inutil, de pildă stresul vremii de afară. Nu foarte mulți oameni se stresează că plouă sau că e timp urât, pentru că nu mai acceptă firesc cu vieții. Trebuie să sunt nu, 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 pur și simplu, nu. Cei meteosensibili chiar au, hai să spunem, au un argument justificativ, pentru că nu te simți foarte bine în pielea ta. Nu, vorbesc de cei alintați, care spun, a, astăzi plouă, nu-mi place, aș fi vrut să fie tot timpul soare. Deci, practic, îți, îți impui un stres inutil, pentru că, practic, tu nu, nu vrei să participi și nu ești activ la ceea ce este firesc, natural. Dar revenind la alte, alte aspecte ale stresului, stresul este, hai să spunem, acea inadaptabilitate a omului la vremurile pe care le trăiește sau în care trăiește. Dacă stăm să ne gândim din punct de vedere istoric, aceste vremuri sunt cele mai blânde cu noi, nu? Că nu avem niciun fel de stresor absolut serios, că cel mai serios stresor este... Um, Hai să spunem foarte, foarte concret, este amenințarea la adresa vieții. Nu sunt războaie, nu sunt cataclisme, evident, e acest virus care puțin ne, ne scoate din zona de confort, dar până la urmă, dacă stăm să ne gândim, fiecare dintre noi în dimineața aceasta, sau marea majoritate covârșitoare a noastră, ne-am trezit sub un acoperiș, am dat drumul la apă caldă și. Da, ne-am dus viața, am deschis frigiderul, ne-am făcut o cafea și hai să spunem că niște bife foarte pozitive deja le avem în viață. A, ce se întâmplă în jurul vieții noastre, că ne bem cafea cu un partener mai bun sau mai puțin bun pentru noi, că uh, weekendul pe care îl petrecem acum este unul odihnitor sau este unul stresant pentru că ne-am pus în cârcă foarte multe lucruri. Asta depinde de noi. Știi? Noi asta nu observăm, uh, Sorin, nu observăm că Uneori depinde de noi să ne facem viața frumoasă și depinde de noi să scoatem acel stres inutil din căpșoarele noastre, pentru că el există. Vocile acelea interioare care ne spun mereu, nu e suficient de bun, nu e suficient de profitabil, nu e suficient de nu meriți lucruri, nu meriți să ai o viață frumoasă. Alte surse care, care sunt surse de bruiaj. Dacă noi acum dăm drumul la televizor, oricât de zen am fi noi doi că am discutat înainte de, de a filma această emisiune, că suntem bine fiecare, dacă dăm drumul la televizor, probabil în 5 minute, ne activăm un stresor inutil, adică vom vedea o știre oarecum răstălmăcită în zeci de mii de feluri, astfel încât să ne pună cumva în starea aceea de alertă revenind la starea de alertă, un alt stresor și cred că foarte mulți oameni chiar l-au resimțit pe propria piele, a fost uh, acel ro alert de ieri. Când tu stai foarte liniștit și ceva te alertează, tu ne fii pregătit pentru acel ceva și ți induce o stare de stres. Putem să le eliminăm? Nu, nu putem să le eliminăm pentru că ele fac parte din day-by-day day routine, cum s-ar în engleză. Putem să ne adaptăm. Putem să fim prezenți. Adică ne uităm puțin în jur. Dacă mintea mea se duce, dau un exemplu, dacă mintea mea în acest moment uh, începe să, să alunece ușor către ca, ca și exemplu către ziua de luni, să spunem că am o agendă încărcată și luni uh, am 10 întâlniri și mă stresează. Dacă eu sâmbătă încep să mă gândesc ce voi face luni, evident că îmi induc o stare de stres inutil. Unul la mână nu știu ce se întâmplă luni, poate mi se anulează toate întâlnirile, poate mă trezesc cu o energie fantastică și orice greutate aș pot să o depășesc pentru că am energia necesară sau, pur și simplu, poate, nu știu, nu mă simt foarte bine și decid ca luni să o mi-o petrec acasă, mă rog, stând în pat și citind. Deci, noi avem acest obicei de a fugi pe linia timpului și trebuie să observăm. Ori fugim înainte, ce o să se întâmple și suntem prăpăstioși, nu? E drobul de sare lucreangă, Ori din potriva. Stăm în spate, pe linia timpului, în trecut și tot ruminăm ce s-a întâmplat în trecut. A fost rău, a fost uh, greșit, ăla mi-a zis nu știu ce, eu n-am reușit să fac, nu sunt suficient de bun. Deci, noi nu stăm în prezent. Dacă ne uităm în prezent, lucrurile sunt un pic mai ușoare și un pic mai echilibrate, pentru că prezentul ți-l poți decide. În prezent sunt foarte puține lucruri. Deci în prezent este momentul în care te afli și opțiunea pe care o ai pentru fix următorul moment, care e doar un moment. Nu este o imensitate de momente. Foarte mulți oameni am observat că sunt stresați pe, din iluzie. Au senzația că că Va fi ceva foarte greu. Au senzația că va fi ceva mintea și o programează că totul este greu. Întâlnim oameni care au acele tipare verbale. Viața este grea, banii se fac greu, nu există bunătate în lumea asta. E foarte simplu, doar dacă ascultăm oamenii din jurul nostru, vedem tipare și blocaje. Acestea vorbesc în locul nostru, în locul prezentului. Sunt oameni, acei oameni propăstioși, care, care, au o toxicitate mentală pe care o poartă cumva inconștient. Poate o viață întreagă și doar în momentul în care devin conștient și să gândesc în momentul prezent, chiar așa este, poate scapă de ea sau se obișnuiesc să scape de ea. Treaba aceasta cu stresul mie mi se pare că e un alint. Poate sună foarte dur din partea mea, dar e un alint. Pentru că nu pot să nu mă gândesc la adevărate surse de stres. Mă gândesc la războaiele acelea în care, în care strămoșii noștri nu știau dacă a doua zi vor trăi. Mă gândesc, na, luăm istoria poporului român, când, când fugeau de turci și de toți cotropitorii, în acel moment apucai tot ce aveai în jurul tău, copil, cățel, trei haine și fugeai în munți. Ăsta este stresul adevărat. Faptul că plouă afară, faptul că avem o întâlnire, faptul că ne întâlnim cu un om care, hai să spunem, are o toxicitate mentală mai mare, asta e adaptare. Depinde de tine. Mie stresul adevărat, mi se pare, acel eveniment sau acel lucru care este independent de ce pot eu să fac și mă afectează foarte tare. Și care este incontrolabil cumva. Da, sigur, nu pot să-l controlez și nu pot să decid în favoarea sau în favoarea mea. Modernitatea aceasta a adus niște termeni noi și vezi tu, asta ne afectează acel echilibru emoțional, pentru că noi vorbim și de ziua sănătății mentale. Sănătatea mentală, că mă întrebai tu la în început, Înseamnă acel echilibru, înseamnă acel prezent, în, înseamnă nu înseamnă să ai o viață perfectă, pentru că ce ai o viață perfectă? Înseamnă să fii într-o viață pe care o perfecționezi. Pentru că eu nu cred că cineva ar putea trăi tot timpul așa foarte fericit, că ar fi un dezechilibru, după cum n-ar putea să trăiască nefericit tot timpul. Fiecare om și cel care se plânge și cel mai tare că asta e amuzant, sunt oameni care se plâng, asta e tiparul lor uh, mental, se plâng tot timpul. Nu sunt oameni care neapărat au și momente de nefericire, doar că nu le observă. Le observă doar pe cele mai puțin plăcute. Și, de regulă, doar pe cele mai puțin plăcute ni le povestesc. Devenim stresori pentru noi, pentru că, sincer, nu tot timpul suntem pregătiți să auzim poveștile tragice a celor din jurul nostru. Și nu întotdeauna un gest de prietenie este acela în care eu deșart absolut toată, toată, tot bagajul meu toxic emoțional în brațele prietenului pe principiu că mă ascult sau în brațele partenerului sau părintelui, sau copilului. Deci, sănătatea mentală înseamnă prezent. Deci, cred că e cea mai bună definiție. Cum sunt în prezent? În prezent, uh, sunt curios, sunt uh, pozitiv, nu fericit, pozitiv. Am energia necesară pentru a, a, a conține tot ceea ce este în jurul meu? E perfect. Gândurile din, din căpșorul meu nu sunt cele toxice, sunt gânduri uh, pozitive, sunt gânduri de acțiune. Înseamnă că sunt sănătos mental. Dacă nu e așa, nu înseamnă că sunt nesănătos mental. Înseamnă că am ceva de adaptat, am ceva de învățat, am ceva de reglat. Și astea sunt lucruri pe care le observăm. Noi nu mai putem în acest moment să ne plângem că nu avem soluții, pentru că soluții sunt la tot pasul. Deschizi calculatorul, găsești mii de cărți sugerate pe care poți să le citești. Nu vrei să le citești, niciun fel de problemă. Găsești workshop-uri, nici asta nu vrei. Poți să stai de vorbă cu un terapeut. Adică eu cred că în acest moment doar cei care din nefericire au fost serios afectați de viață și atunci, să spunem că au intrat în zona patologică, pot susține că nu își pot reechilibra viața. Dar și aceea, și pentru aceea, se găsesc foarte multe soluții, începând de la terapiile acelea de, de, rog, în zona psihiatrică, până la medicamente, adică și acolo se echilibrează lucruri. Noi, noi nu putem să sperăm sorin la o viață frumoasă, uitându-ne în permanență la ceva urât. Noi nu putem să sperăm să avem echilibru stând tot timpul în dezechilibru, pentru că nu se poate așa ceva. Noi trebuie să co cu toții acel bun, acel pozitiv. Eu nu pot să fiu liniștită dacă la o întâlnire cu tine, să spunem, eu, mintea mea, începe să, să creoneze tot felul de scenarii greșite, să mă gândesc că tu mă judeci sau tu, tu întârzi sau tu nu vii. Eu nu pot să fac treaba aceasta pentru că dacă o fac, evident mi-am mi autocreat un stres. Noi trebuie să fim puțin pozitivi, noi trebuie să, să decidem cum sunt oamenii sau situațiile fix în momentul în care se întâmplă, nu înainte, și nu în, în spate. Să decidem în funcție de un eveniment care ne-a dezechilibrat sau ne-a traumatizat, să decidem pentru o mare parte a vieții că acel moment sau acel eveniment ne definește viața, că nu e așa. Deci sunt mii de momente în viață care, pe care noi putem să le schimbăm sau să le aducem în favoarea noastră. Nu? Sunt acele generalizări pe care noi le facem și am observat că tipar de popor noi le facem foarte ușor. Și atunci, normal că dacă generalizezi, viața ta devine stresantă, nu? Că toți oamenii sunt răi, tot, toți guvernanții sunt negativ, toată viața este grea, păi, E greu atunci. Aș vrea să te întreb: apropo de pozitivitate versus negativitate. Cred că, apropo de tipare relaționale, tipare comportamentale, putem vorbi și ai punctat extraordinar de bine legat de adaptabilitate. Putem să ne gândim, apropo de tipare relaționale sau tipare comportamentale disfuncționale și care probabil că vin din, din, copilărie, și la o toleranță scăzută la frustrare? Da, da, pentru că foarte mulți oameni au, au nebifate dorințele. Iar și o tendință foarte, foarte naturală, cumva și învățată, de a, spune, de a pune dorințele altora înaintea dorințelor tale. Și făcând asta în fiecare zi, evident că, că tu rămâi ultimul de căruță și evident că te frustrezi, pentru că ai la un moment dat senzația că tu faci totul pentru alții și alții nu fac nimic pentru tine. Dar iarăși revin, e opțiunea ta de a echilibra, fac ceva și pentru mine, fac ceva și pentru altul. Deci tot timpul să echilibrezi. Relațiile toxice, și sunt de foarte multe feluri, dar cele toxice, acelea, Toxice în care există compromisuri, și compromisurile sapă adânc în, în, în structura unei relații, sunt bazate exact pe acest dezechilibru. Fac prea mult pentru tine, nu fac nimic pentru mine, și atunci e evident că tu, dacă nu mulțumești așa cum mi-aș dori eu, mie mi se pare că tu ești ingrat, mie mi se pare că tu nu observi ce fac eu. Asta pentru că efortul pe care îl fac eu dorește o compensare la fel de mare de la tine. Prin uh, aprecierea sau laudă. Ceea ce nu se prea întâmplă, iarăși, pentru că până la urmă, de foarte multe ori în cupluri, și cred că și nouă ni s-a întâmplat, și mie, și ție, când facem un efort și cealaltă ne spune, în loc să ne aprecieze acel efort, spune, pe păi, cine te-a pus să faci? Cât de dureros e, pentru că, sigur, chiar e, e justificat cine te-a pus să faci, dar până la urmă tu ai făcut și atunci trebuie să te gândești, ai făcut-o pentru tine, ai făcut-o pentru celălalt, dacă o faci pentru celălalt. Explică-i, comunică-i. Acest lucru îl fac dintr-un efort pentru tine, din apreciere, din grijă. Și atunci, mesajul e altul. Dar noi, în jur, dacă ne uităm, suntem programați să facem pe plac altora, din copilărie, nu? Copilul vrea să se joace, trebuie să se culce după amiază. Copilul vrea să nu mănânce, că de, de regulă copiii au foarte multă energie, trebuie să mănânce. Copilul, eu știu, vrea să nu-și facă temele, copilul trebuie să-și facă temele copilul e mulțumit și cu nota 5, părintele cere nota 10 și suntem atât de programați să le facem altora pe plac, încât uităm de noi. Noi suntem așa, ultima persoană pe lista noastră pe care o bifăm. Asta e pentru mine. Mai degrabă facem lucruri pentru alții decât pentru noi înșine. Asta ne însemnând că lucrurile nu se contabilizează, că undeva există piticul ăla care contabilizează. Nici asta n-ai făcut pentru tine, nici el n-ai făcut pentru tine și gradul de frustrare crește. Și de regulă izbucnim din mici detalii. Nu izbucnim din lucruri foarte importante. Izbucnim așa. Ni se spune aiurea. Dar de fapt este un bagaj foarte mare de frustrare care se adună și de stres care la un dat se revarsă. Și de regulă cei din jurul nostru care sunt prezent la acțiunile noastre de revărsare, pur și simplu nu înțeleg. Pentru că ei nu ne cer acele lucruri. Noi le facem pentru ei. Mare atenție la acest aspect. Ce facem pentru alții, ce facem pentru noi. Și asta trebuie să fie în echilibru. Și dacă sunt în echilibru, totul este absolut perfect. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre stres, venind și cu o recomandare de carte, așa cum vă spuneam la începutul intervenției noastre, Stresul 8 strategii de gestionare, de Elizabeth Ann Scott, carte publicată în colecția Psihopractica. Și carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în campania desfășurată aceste, în aceste zile pe, pe site-ul editurii, Zilele Sănătății Mentale. A fost alături de noi Adriana Petrescu, psiholog, care îi mulțumim foarte încă o dată, îi mulțumim foarte mult. mult. De fiecare dată, cu promptitudine, răspunde solicitărilor noastre de a face aceste materiale, aceste interviuri. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru minți Deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă, cu cât mai puțin stres posibil și, bineînțeles, lectură plăcută, pentru că lectura ne destresează și ne dă o stare de bine. La revedere, numai bine, să aveți o zi frumoasă! La